Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Important. În această seară va fi o emisiune interesantă, de fapt, cum sunt și toate celelalte la noi aici, la postul de televiziune 21, TVC 21. Astăzi, invitați în studio, avem două persoane, dar formatul este deosebit. Una aici în platou și o persoană, o voi ruga să se conecteze cu noi prin intermediul Skype-ului. Cu cine vorbim aici este domnul Arcadie Covaliov, primar de Sângerei, medic de profesie, dermatolog, venerolog. Bună seara, domnule! Bună seara, bună seara! Vă salut în studioul dumneavoastră, mulțumim pentru această oportunitate. Sunteți deosebiți, puterea a patra este în funcție, transparența este pe primul plan, eu sunt aliatul dumneavoastră. Cel mai aprig, cel mai activ funcționar public care în ultima perioadă ați spus lucrurilor pe nume și fără ca să ezitați, niște chestii le-ați întreprins primei, pentru prima dată. Eu mi-am făcut datorie, sunt la datorie, n-am făcut nimic deosebit, mi-am îndeplinit obligațiunile de primar, de Sângerei și n-am uitat jurământul lui Hipocrat. Asta este foarte important. Eu doresc să vă simbolurile orașului Sângerei să le aveți dumneavoastră, aha, pentru dumneavoastră. Mulțumesc tare mult. Da. Mulțumesc. Din partea noastră. Uh-huh. Vă mulțumesc pentru această posibilitate. Eu cred că o să ne spuneți din prima sursă ce se întâmplă în Sângerei și oamenii vor afla și vor acum își vor face concluziile de rigoare tot ceea ce ați întreprins, dacă ați avut dreptate sau nu ați avut dreptate, așa cum v-ați propus să o faceți. Și vă mai spun că prin intermediul Skype-ului vom vorbi cu Rosean Vasiloi, ex-șef al Poliției de Frontieră, expert în politici de securitate. Acum dumnealui ne urmărește la televizor. Peste vreo 30 de minute, 20 de minute facem legătura, regia îmi face legătura și vom intra în dialog și cu domnul Vasiloi. Așa, bună seara, domnul Vasiloi, dacă ne urmăriți acum. Domnul Covaliov, haideți să mergem de la prima zi în care dumneavoastră ați intrat în carantină, da? Este vorba de 21 martie, din cât eu așa am mai răsfoit prin tot șirul de informații care este prin internet și tot ceea ce am urmărit și eu personal pe rețelele de socializare, că dumneavoastră ați fost foarte activ, mereu ați luat telefonul și ați filmat tot ceea ce ați realizat. Ce se întâmplă la Sângerei? Dar înainte de a-mi spune, vreau să anunț telespectatorii, pentru că așa o fac de fiecare dată, care sunt cifrele de azi, 9 aprilie. Au fost testați 534 de persoane, dintre care 115 depistate noi cazuri de infectare cu COVID-19. Tot pentru astăzi avem 29 de decese și în total 1289 de cazuri cu molipsire cu COVID-19. Și cea mai gravă situație, cea mai alarmantă, în raionul Ștefan Vodă. Da, vă rog tare mult, dragii noștri telespectatori, haideți să avem și în continuare responsabilitate socială, să mergem cu toate acele reguli pe care le urmărim zilnic în presă și le auzim de la în posturile de la radio și în felul acesta vom ieși mai repede din carantină și vom exclude îmbolnăvirile și vom micșora numărul celor care se molipsesc cu COVID-19. Așa, mergem. La dumneavoastră care e situația? Ce aveți? Câte persoane și cum ați ieșit din această situație? De fapt, dumneavoastră ați menționat că noi am intrat în carantină de pe data de 20-21, dar povestea noastră, cu păreri de rău, o numim poveste, dar este o poveste neplăcută pentru toată omenirea. Noi ne-am autosizat, de fapt, eu personal, pe data de 7 martie, când am auzit primul caz că l-avem în Republica Moldova, imediat în următoarea săptămână, 8 martie, am felicitat doamnele noastre, frumoasele noastre, dumneavoastră, și imediat în următoarea săptămână, eu am fost în piață, am mers în piață, și am declarat la toată lumea din piață, la toți agenții economici și toți cumpărătorii care erau, de mâine se sistează activitatea pieței noastre. Fiindcă cum ați luat această decizie? Este pentru prima dată dumneavoastră, da, din toată Republica ați făcut această acțiune? Pe data de 12.03. Pe data de ați adunat comisia de situație excepțională. Da, ea era deja formată. Da, pe deja, 7 martie, dumneavoastră deja ați format-o. Da, după 7 martie am format comisia stare excepțională și pe data de 12 noi am sistat temporar activitatea piața comercială orașul Sângerei. Am intrat în piață și le dau dreptate la agenții economici, le dau dreptate la oameni. A fost un stres
foarte mare, datorită la stresul acesta, datorită la transparența aceasta care este în activitatea primăriei Sângerei de când am intrat în primărie de 14 noiembrie, eu văd un pozitiv mare și în prevenția acestei urgii care a venit peste noi. Oamenii nu m-au înțeles, blamat, te-am ales, de ce închizi piața, una, alta. Deci percepția dat... încă nu venea. Nu venea. Oamenii nici nu înțelegeau despre ce este vorba. Pentru că probabil era puțină informație. Puțină informație. Datorită la informația vagă, care am avut-o noi și în mass media, și de fapt la nivel de țară, nu s-a vorbit despre... Toate că aici, în platou, vreau, îmi cer scuze că vă întrerup, aici, în platou, la noi, și o să confirme și nu o să-mi dea să mint domnul Vasiloi, pe 27 februarie, dumnealui bătea alarma și spunea, oameni buni, haideți să ne adunăm cu repede cu echipele, cu oamenii care înțeleg unde suntem și la ce etapă ne aflăm. 27 februarie. Onorată doamnă, eu acum de-am post factum o să spun, eu așteptam, acum mă gândeam, în decembrie, în ianuarie, trebuia să fie un raport foarte amplu din partea securității noastre, a statului nostru, pe masa președintelui, masa prim-ministrului. De fapt, în luna decembrie trebuia să ne autosesizăm țara, Republica Moldova. Și să înțelegem că noi avem atâția oameni în Italia. Fiindcă, eu cred că din momentul în care în Italia a apărut problema, noi trebuia deja să luăm decizii. Da, corect. Și iată, eu m-am autosesizat în prima săptămână, după 7 martie. Oamenii n-au înțeles în prima zi, dar a doua zi, a treia zi, de acum ne iertam cu dumnealor. Spuneau că da, noi am înțeles, piața s-a închis a doua zi și de fapt Sângerieiul, haideți să-i spunem stresul acesta, da? Stresul acesta a jucat un rol foarte bun pentru autoizolarea ulterioară. Am închis piața, după asta noi avem o decizie, o dispoziție și am invitat carabinierii în oraș. Tot în săptămână, în prima săptămână. Primii am fost în Republica Moldova. Deci și carabinierii dumneavoastră ați invitat? Da, am invitat primii. Cum ați scris iarăși ce ați făcut? Totul este înregistrat. Este înregistrat. Pe numele comisarului am avut o adresare. Ce reacție a fost atunci? Adresarea a fost bună și a reacționat comisariatul foarte bine. S-a adresat domnul comisar la carabinierilor și au fost o zi la noi în oraș, au mers prin oraș, au prevenit lumea, au spus că mai bine să stăm acasă, după primul caz în Republică, nu după noi. Și am făcut toate lucrurile acestea în prima săptămână. Oamenii, de fapt, de cum intrau în autoizolare, maximal, da, munceam, toți munceau, în administrațiile publice și toți bugetarii munceau, dar majoritatea oamenilor, dacă piața de acum era închisă, era o autoizolare de la început, primii. După aceasta, ce e interesant, ca să înțelegeți dumneavoastră, fiindcă factorul nostru, noi am întreprins măsurile necesare prompt în oraș Sângerei și tot una, pe data de 19 avem primul caz. Pe data de 19, după orele 17, eu, informația vine de la Centrul de Sănătate Publică, aflu că avem primul caz în oraș Sângerei. De fapt, este de import. Aici este momentul principal. Importul a venit, dar de ce a venit? Deoarece tot eu găsesc o irresponsabilitate, fiindcă importul putea să nu fie. Dacă oamenii aceștia sunt întâmpinați la hotar cu testați și izolați. Corect. Ca să nu se permite să ajungă acasă. Trebuia să aveam... undeva pe area graniței, frontierii să fie oprit. Și de fapt, pe 19, când am auzit că avem primul caz, noaptea ce, nu știu cum am dormit, dimineață, vineri, am... Ați depistat, ați știut cine e persoana? Da. Persoana știam cine este, tot știi. Să știți că nu se vorbește deschis în mass media, nu se numește de primii oameni în țară când se vorbește seara. Dar a doua zi, chiar între aceiași clipuri, tot orașul știe, fiindcă vine ambulanța, vin oamenii îmbrăcați în alb, toți vecinii văd. Lăcrimi, toate lucrurile acestea se văd și oamenii știu. De fapt, între aceeași zi, tot orașul cunoaște. A doua zi, vineri, ne-am întrunit în Comisia Stare Excepțională a orașului la orele 13. Și aveam numai un caz. Și am venit cu propunerea pentru carantină. De fapt, nu izolarea orașului, prevedeam. Măsuri sporite. După orele 22 să nu ne primlăm prin oraș. La intrarea în oraș să avem două puncte de control, verificarea oamenilor și oamenii pe parcurs au înțeles. Așa cum sunt verificați la intrarea în țară, așa să verificăm în oraș. Așa. Importul, să-l depistăm la intrarea în oraș, fiindcă până vine fișa la centrul medicilor de familie, până ajunge ca noi să lucrăm cu dânsa, el intră în oraș, se duce la magazin și mai spuneau că se duc să iei o ladă de bere și merg acasă să stea în carantină. Dar dumneavoastră aveți o listă. Puteați să comunicați cu poliția de frontieră ca să
vedeți cine vin de nu noi sângerii. Comunicăm, nu primăria. Comunică Centrul Medicilor de Familie, comunică... Nu, dar știați că atât așa număr au intrat în Moldova din sângerii, care o să vină. Între aceia zi nu cunoaștem. Vin fișele. Vin fișele la Centrul de Sănătate Publică. A doua zi vin, a treia zi. Nu vin între aceia zi, nu se cunoaște. Dar prin internet, acum de acum e mai prompt. De fapt, vin rapid. Vin rapid. Până a doua zi, ele vin prin internet, sunt transmise la Centrul Medicilor de Familie. Și noi, la orele 1, hotărâm la Comisia Stare Excepțională cu oameni cu demnitate publică, oameni în vârstă, din oraș. Cu toții am hotărât. Câte persoane este necesar? Eram de la, din start 7, pe urmă am inclus și consilieri. Am întărit puterea, fiindcă consilierii sunt aceia aleși ai poporului și chiar au solicitat. Când au auzit despre tot ce se întâmplă. Sunt în afară de dumneavoastră, sunt în această comisie. Medici n-am invitat, dar la toate ședințele noi invităm Centrul Medicilor de Familie, invităm directorul Centrului de Sănătate Publică și auzim informația toată care o avem la moment. Și noi la orele 13 primim această decizie și după cum am hotărât totul ce întreprindem în primăria Sângerei, totul este transmis, oamenii trebuie să cunoască, transparență. Cum? Și am transmis live ședința Comisiei Stare Excepțională. Și toată Republica a auzit că noi vorbim despre carantină, despre măsuri sporite, având un caz. Dumneavoastră, locuitorii din Sângerei sunt deja obișnuiți cu dumneavoastră că tot faceți așa transmis și ei vă urmăresc și știu, prin această metodă vă cunosc toată informația. De fapt, am filmat înainte de a intra în primărie, filmez acum și să mă ții Dumnezeu sănătos, o să filmez și după asta. Dar acum totul transparent. Și toți au auzit despre comisia noastră că am primit această decizie. Hotărârea comisiei, după aceasta primar și președintele Comisiei Stare Excepționale dispoziție primim. Așa. Și semnez o dispoziție în care era scris foarte clar carantină, dar nu era izolarea orașului, dar toată mass media și acum se vorbește că noi suntem în carantină țara. Corect. Dar de fapt nu este carantină. Da, nu, este nu este carantină. Carantină privede izolare totală. Ieșirea, intrarea nu se admite. Nu mai necesitățile vitale. Iată care este situația. Și noi am primit această decizie și la orele 13. Toată țara de acum vorbește... Toată țara de acum vorbea despre Sângerei, că primarul a propus, comisia am hotărât, cu toți împreună. Și la orele 17 eu merg la celula de criză, Comisia Stare Excepțională Raională, care a mai avut ședință. Și merg cu această dispoziție, cu această hotărâre a noastră, unii punctul 6 prevedea. Anunțăm Comisia Stare Excepțională Raională și Comisia Stare Excepțională Republicană. Fiindcă noi decizia o primim, dar să o îndeplinim, o îndeplinim cu învoirea. Era atunci, la moment, Comisia Stare Excepțională trebuia să accepte și ulterior centru. Așa era. Și vin la celula de criză și m-am speriat. În ce anturaj am nimerit, președintele m-a atacat atât de dur, nefondat. Președintele raionului Sângerei. Președintele raion, domnul Corcodel. Da, pe nu mi spunem, dar ce? Suntem transparenți. El nu poate să spună că nu. Erau în celulă 8 persoane. Erau oameni care sunt responsabili în viața aceasta. Care au fost obiecțiile sau ce v-au adus învinuire? Cu ce ocazie am introdus noi carantina și cine sunt eu, cine suntem noi să introducem fără de asta, de ce eu vorbesc în fața presei, de ce eu fac live, de ce eu anunț și numai eu, dar cine suntem noi, de ce stăm aici și nu facem. Și eu atunci îl imploram. Și în afară de dumnealui m-a atacat foarte dur și un vicepreședinte. Să-i dau nume. Nici nu merită să-i dau nume. E cum ziceți el nu merită să-i dau nume. Să-i spunem pe nume. El lui domnul Andrei Năstasă. Și toată lumea știe cine. Dar nu merită. Eu nici numele nu-i dau. Deoarece atât de dur, nici n-au pătruns în esență despre lucrul acesta. Și îl imploram pe președinte. Sunați, vă rog, fiindcă au acces direct la președintele Stare Excepțională Republicană. Sunați și se scoate întrebarea. Se hotărăște. Domnul președinte Chicu a Comisiei Stare Excepțională spune că nu se poate, nu se introduce și se epuizează acest moment. Cât e de vorbit. Dar știți încă ce se întâmplă? La orele 17, când am venit la celulă, am fost atacat despre întrebarea aceasta, împotriva la introducerea carantinii, măsurilor sporite, dar pentru ce să stea două echipaje la intrarea în oraș? Toată viața au stat echipaje și au verificat oamenii și acum cu ce ocazie să stea două echipaje? Și le lămuresc. Lanțul epidemiologic ne interesează. Ne interesează toți oamenii care intră în țara aceasta. Ca să țineți mâna pe puls și să vedeți cine și cum se mișcă. Și nu se încalcă drepturile omului. Omul se verifică și se spune, ești din Italia venit.
îl supraveghem să meargă acasă. Merge echipajul și îl duce acasă. Ai intrat în o gradă, nu mai ieși. După asta poți să-l penalizezi. Uh-huh. Dar omul nici nu știe, știe, nu știe. Și când la orele 7, pentru deși că, îi mă atacă... Pentru că, dreptate, mulți spuneau că nu le-ai s-a explicat și n-au primit informația la graniță, la frontieră și nu știau. E bine, eu zic ce-i ce... Știți, da, sunt de acord, nu s-a explicat. De ce și am venit? La început totul este greu. Nimeni n-a fost în pandemie, n-am avut așa, așa război. Suntem. Da, prima tot, tot globul pământesc, vedeți, și Statele Unite se confruntă foarte greu. Și când la orele 7 și dumnealor mă atacă și sărât de decizia noastră acolo, au luat în râs această decizie, că nu ni trebuie nouă. Cu ce ocazie? Domnul director a Centrului de Sănătate Publică primește informația că mai avem două cazuri. Wow! Da, de acum locali s-au infectat de la prima persoană, din import, din Anglia. Două persoane locale sunt infectate. Avem trei. Și eu atunci le-am declarat. Eu sunt pentru carantină serioasă, severă. Să izolăm orașul. Să închidem orașul și atât. Și lumea tot a auzit, fiindcă am vorbit și la comisie. Dar aici n-am transmis live. Dumnealor, suntem de live. Cu ce ocazie live? Dar ei au uitat că sunt funcționari publici. Și totul ce faci, oamenii trebuie să știe. Noi trăim pe banii a cui? A oamenilor, a oamenilor. Noi suntem plătiți din banii oamenilor. Suntem să filmeze. Comisarul, de ce mă filmez la ședință? Dar cum să nu... Dar ce? Eu am pus să filmez tot ce se întâmplă. Exact. Om de Dumnezeu, a intrat într-așa funcție. Fii bun și respect-o. Și oamenii să știe ce întreprins. Așa, când am auzit încă de două cazuri, eu le-am spus că eu carantină cer, chiar serioasă, sunați acum. S-a terminat ședința aceasta, am plecat, a doua zi, la orele 13, primesc decizie și abrogă a noastră decizie. Dar nu e da, așa este. Ei în loc, stați un pic, ei în loc să facă legătura cu Chișinău? N-au făcut nicio legătură, au primit nu în serios această decizie a noastră, a orașului. Dar dumneavoastră între timp monitorizați acea femeie și acele două persoane? Desigur, este monitorizată. Dumneiei a mers. De fapt, s-au îndeplinit obligațiunile. Centrul Sănătate Publică a raionului și-au îndeplinit obligațiunile. Au fost depistate toate contactele. 32 de persoane. La toate trei. Fiindcă așa. Prima avea 32 de persoane, 33 la început, 33 de persoane. Fiindcă una și două s-au îmbolnăvit, au rămas 31. Și la celelalte două erau 11 care intrau tot între acestea. Uh-huh. Și de asta la trei persoane. Rudii între dânșii au mers, n-au făcut ziua de naștere. Era ziua de naștere la un decedat, o rudă. Uh-huh. Și au mers la cimitir. Parastas. Și după asta au stat acasă, au servit, au mâncat împreună. E bine, dar ziceți că i-ați anunțat. Ei ce nu înțelegeau că asta nu se face. Oamenii aceștia, nu noi i-am anunțat. Ei au intrat în țară, nu s-au știut de dânsa. S-a aflat de doamna care a venit din Anglia despre această persoană, prima persoană, fiindcă toată lumea știa. S-a știut după ce s-a depistat. N-am știut despre dânsa. Încă nu era severitatea aceasta prin fișele acestea toate. Am înțeles. Și dumneavoastră a venit, a făcut ce a făcut. De pe data de 14 până pe data de 19 a fost transportată la Chișinău. Pe data de 20, încă două cazuri. Noi pe 20 am decis la comisia noastră, având un caz. Și seara le spun, avem încă două, trebuie carantină serioasă. A doua zi, dumnealor o abrogă, seara domnul prim-ministru a spus că este prematur în oraș Sângerei. V-a dat o replică și a zis că nu ați procedat corect. Așa am sâmbătă. Da, acest sâmbătă. Lucru se întâmplă sâmbătă. După asta, noi n-am stat în loc. Da, dar haideți să concretizăm ca să înțelegem cum evoluează lucrurile. Pe data 20, pe 20 se întâmplă. Așa. 21, dumnealor abrogă, domnul prim-ministru spune nu. Așa. După asta, noi mergem mai departe, fiindcă dispoziția numărul 3 din 23 martie ne permite, uitați-vă, centrul de acum au înțeles că de fapt măsurile este necesară, care dumneavoastră le-ați luat sunt adevărate și corespund tuturor normelor. Este necesară o autonomie clară pentru nivelul 1, nivelul 2. Păi eu asta nu înțeleg. Noi declarăm sus și tare că autonomia locală este mai presus decât tot și în cazul dumneavoastră. Nu este autonomie. Punctul 7 scrie expres. Președinții comisiilor locale pentru situații excepționale vor înainta propuneri argumentate comisii. Și nu este stipulat că este nivelul 1, nivelul 2, oraș, sat, președintele comisiilor locale. Și noi avem iarăși o ședință a comisiei stare excepțională și venim cu propunerea pentru carantină a doua oară. Și o propunem direct la Chișinău. Și nu primim răspuns de la Chișinău, nu ne răspuns, nu ne-au răspuns niciodată.
Și raionul a spus că a obrogat-o. Și uitați-vă, după data de 23, ulterior, noi propunem a doua oară carantină, măsuri sporite cu două echipaje, intrarea, tot aceasta. Și după aceasta, uitați-vă răspunsul Comisiei Stare Excepțională Chișinău. 26 martie, numărul 6. De fapt, este stipulat altceva. Și se, printr-o anexă, se arată, de fapt, prima dată, după ce este COVID-ul acesta, urgie aceasta în Republica Moldova, instrucțiunea privind instituirea regimului de carantină în localități, pe perioada stării de urgență. Și de fapt, acesta este răspunsul pentru noi negativ, că nu avem dreptul carantină. De 26 sau avem. Martie. De acum, dar știți de ce? Punctul 4 scrie, instituirea regimului de carantină în cadrul unei unități administrative teritoriale se decide în situația înregistrării cazurilor unici, sporadice de infecție, cu afectarea 1% din populație. Și haideți să facem un calcul. 13.500, 13.400 oameni în orașul Sângerei. De fapt, este necesar un procent să avem 134 de pacienți, oameni infectați, și după asta Doamne, putem să introducem carantină în izolare. Da, asta s-a mai discutat și la Băl, cu procentul ăsta. E aberant chestia asta. Procentul acesta. Eu l-am tratat și merg mai departe. A doua oară răspunsul vine, este necesar un procent, merg mai departe. Fac a treia tentativă. Iarăși comisia și propunem carantină și dăm o explicație și găsim un procent de oameni, aici doar este scris foarte clar afectarea și eu lămuresc foarte clar, avem trei oameni infectați. Corect. Așa. Și de fapt a treia oară de cum se întâmplă și altceva, a treia oară când propunem, noi avem a patrulea contact. Deja a apărut patrulea, plus 1. A patrulea plus 1. A patra persoană care s-a infectat din 32 aceste persoane la sfârșit de carantină această persoană era în autoizolare la domiciliu. A ieșit din carantină în timpul carantinii și merge la centrul medicilor de familie, merge la spital, face consultații, intră în contact cu 15 persoane, 13 lucrători medicali, poate mai mulți, în fine. Și noi venim cu propunerea de acum pentru carantină, fiindcă am avut exemplu. Vă dați seama că ea s-a împrăștiat și deja nu o să puteți controla acest. Cine nu înțelege cât e de gravă infecția aceasta și urgia aceasta, nu trebuie să mergem în China, nu trebuie să mergem în Coreea de Sud, nu trebuie să mergem în Italia, în Statele Unite. Mergem la Ștefan Vodă. Spitalul închis? Este grav? Grav. Mergem în Soroca. Este grav? Grav. Glodieni? Grav? Grav. Spitalul din Bălți, acum de acum o să fie arhiplin, 80 se pregătește tuberculoză. Și când am auzit de a patra persoană și cum a mers, s-a încălcat, nu eu o să cercetez de ce a ieșit din carantină. Persoana, de fapt, nu este vinovată. Eu o spun sus stare, fiindcă știu că nu este vinovată că a încălcat carantină. Vinovăția să fie apreciată pe parcurs. Când am auzit de lucrul acesta, eu spun, avem 4 oameni infectați, avem 32 de persoane care erau în contact, sunt 36, plus 15, sunt 50, plus 110 care vin din străinătate, avem 150. De fapt, avem un procent de afectați. Sunt afectați. Fiindcă, și ați găsit am găsit și am dat această explicație și am sperat că o să putem să introducem carantina, să izolăm orașul. Și iată care este, dacă noi în țara noastră nu putem să testăm masiv, cum au mers pe calea aceasta Coreei de Sud și se plimbă acum prin oraș, angajați oamenii la muncă, cunoașteți, este varianta Coreei de Sud și varianta carantinii serioase, prompte a China, 1,5 miliarde care s-a izolat. Și de fapt, eu am auzit explicația că nu testăm la intrarea în țară, testăm numai cei care au simptome clinice. Dar asta considerați că a fost o greșeală? Este o greșeală foarte crasă. Nu, este o greșeală. Și facem trimitere la Organizația Mondială a Sănătății. Organizația Mondială a Sănătății recomandă la toate statele, toate persoanele suspecte să fie testate și izolate. Și intră în persoanele suspecte, nu numai bolnavi, nu numai acei care au simptome clinice, intră și acei care vin din cod roșu, din Anglia, din orice țară, și acei care sunt contacte în țară. Iată de ce este necesar să testăm pe cei care intră în țară și după asta să meargă într-o autoizolare serioasă. Domnul Covoleu, ne oprim aici. Vom vorbi despre dacă ați reușit sau nu să-i testați pe medicii aceștia care au intrat în contact cu doamna, după ce discutăm cu domnul Rosean Vasiloi. Bună seara, domnul Vasiloi! Bună seara!
Da, vreau să reamintesc telespectatorilor că acum am intrat în dialog cu Rosean Vasilo, ex-șef al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, expert în politici de securitate. Da, domnul Vasilo, iată, vedeți, discuția noastră aici a început de la ceea că chiar dumneavoastră pe 27 februarie aici ați bătut în acest studio alarma de tot ce aici s-a întâmplat, a confirmat cele spuse că era târziu deja ce aici se întâmpla și a adus această avalanșă și a avut de suferit locuitorii din orașul Sângerei. Vreau cu dumneavoastră să vă întreb ce s-a întâmplat în această perioadă pe care am trecut-o de pe 27 martie și până acum și cum o vedeți dumneavoastră ca evoluție și dacă se întreprindeau măsurile pe care dumneavoastră le-ați propus aici, era o altă situație. De pe 27 februarie. Februarie. De pe 27 martie. Februarie, mă scuzați, da, februarie, exact. Cu părere de rău, situația în această perioadă s-a agravat foarte mult. Noi am ajuns cu constatări foarte neplăcute, diplomatic spus, dar dureroase, atunci când cei care stau în prima linie, medicii, mor de la această pandemie. Mor oameni, tot mai mulți oameni sunt infectați și asta este numai din cauza unei gestionări foarte proaste a situației din punct de vedere managerial și din punct de vedere activității care o desfășoară. Nici nu mai știm cine o desfășoară. Că Comisia Națională pentru Situații Excepționale, că Consiliul Suprem de Securitate, că un grup de lucru pe lângă Ministerul Sănătății, că încă nu știu cine. Chiar ieri cineva s-a întrebat, dar cine totuși la noi ia decizii? Eu chiar azi special am stat în... și încă o dată m-am documentat. La noi, pentru toate aceste lucruri, este responsabilă Comisia Națională pentru Situație Excepțională, care este stabilită printr-o hotărâre de guvern. Ce caut acolo Dodon? De ce în acea comisie nu sunt experți? Experți în domeniul epidemiologic. La noi toți s-au deprins și s-a ascund în declarații, după nouă ne recomandă Organizația Mondială a Sănătății, nouă ne comandă experții. Cine sunt acei experți? De ce la noi, la rampă, iese politicienii și nu iese experții? Cred că și tu, Margareta, și alți jurnaliști se confruntă cu o problemă foarte mare, că medicii se tem să iasă și să vorbească despre situația reală care este în țară. Exact. Iar situația este foarte gravă. Eu nu vreau acum ca cetățenii să intre în panică. Cea mai bună soluție acum de a ne păzi, să nu să avem încredere în autorități, dar să stăm acasă, la propriu. Da, este greu. Noi vedem ce fac autoritățile, cum ei, cu ghilimelele de rigoare, ajută pe cei care au intrat în șomaz tehnic. Nu într-un detaliu, pentru că nu este area mea de competență ca și expertiză. Dar este un dezastru. Dacă autoritățile, din 26 februarie, cel puțin în jumătate ascultau experții ce vorbesc. Nu este vorba acum despre Rosean Vasiloi. Experți epidemiologi. Este doamna Nimirenko. Sunt alți experți care vorbesc despre situația reală. Iată astăzi primarul de Sângerei despre ce vorbește. Care este medic de profesie. Și lui le se pune în cârcă și se pun piedici în implementarea anumitor măsuri care ar minimiza impactul acestei pandemii. Dacă atunci autoritățile, cum spuneam noi în emisiune, divizau traficul separat, cei care vin din statele cu risc sporit de infectare, separat de cele din alte țări, cei care intră în țară, intră obligatoriu în carantină pe 12 zile. Noi pentru asta avem spații destule. Sunt acum foarte multe hotele, sunt foarte multe pensiuni la vadul lui Vodă. Este arena Chișinău, care stă fără niciun rost acolo. Și Dodon declara cu două luni în urmă că ea este gata la 99%. Costul, scriam cu ceva timp în urmă, dacă noi trăgânăm cel puțin o zi în implementarea unor măsuri, costul o să fie prea mare. Și costul, cu părere de rău, acum se măsoară nu în lei, dar în vieți omenești. Și asta eu vreau ca toți cetățenii să înțeleagă. Oameni buni, stați acasă, pentru că autoritățile au intrat
s-au împotmolit în minciună și în tot ce doriți, numai nu în gestionarea unei situații foarte, foarte grave care este țara acum. Domnule Vasile, dumneavoastră ați fost vreodată măcar apelat ca să veniți să discutați sau să dați niște sfaturi? Pentru că eu pe parcursul acestei perioade am înțeles că epidemiologii, oameni de știință, cam târziu au fost implicați, unii dintre ei deloc nu au fost implicați în așa discuții. Margareta, știi, eu vreau să recunosc că am fost contactat de două ori. De anumite persoane pe care le cunosc din actul guvernării, de mai mult timp, de mai mulți ani, și cu care discutam anumite subiecte. Și la un moment dat au spus că noi o să te mai contactăm. Gata, nu s-o mai finalizat cu nimic acest lucru. Eu, încă o dată, eu nu îmi impun poziția mea personală. Ascultați medicii, epidemiologi, despre ce vorbesc ei. Da, dar dumneavoastră ați activat, dumneavoastră aveți o experiență și tot ce aici s-a întâmplat la frontiera Republicii Moldova merita să fiți implicat. Asta înțeleg eu. Despre ce s-a întâmplat la frontieră și ce se întâmplă la frontieră și ce se întâmplă în autoritatea responsabilă pentru asta este cu totul o altă întrebare. Este un dezastru. Neața, aveți informații de pe 27 februarie și până acum, la momentul când avem șeful poliției de frontieră infectat cu COVID-19 și mai avem încă persoane din cadrul poliției de frontieră, de tot la Ministerul Afacerilor Interne sunt 31 de cazuri, dintre care 16 sunt de la poliția de frontieră. Cunoașteți ce a fost acolo? Oamenii erau dotați cu măști, cu măcar aparate speciale sau cu costume sau cu mănuși. Ce se întâmpla? Margareta, ce se întâmplă cu spitalele la noi? La noi spitalele nu sunt dotate și vreți ca polițiștii sau polițiștii de frontieră să fie dotați? La noi tot, cu părere de rău, și asta o spun în cunoștință de cauză, nici procedurile standard de operare, nici protocoale în instituțiile din cadrul Ministerului de Interne nu au fost elaborate cu o săptămână în urmă. Ei nu știau ce să facă, cum se îmbracă masca, cum se îmbracă echipamentul special. Deci instruiri n-au fost făcute? Nu, cu părere de rău, eu o spun. Și noi am pierdut timp din februarie, noi batem alarma din februarie, iar unii experți încă din ianuarie bat alarma. Situația în poliția de frontieră, cum am descris-o eu astăzi, astăzi am discutat cu câțiva colegi care sunt infectați. Așa. Le-am dorit însănătoșire grabnică și le-am spus să aibă grijă de ei. Eu zilnic vorbesc cu alți colegi. Eu le doresc la toți, inclusiv și domnului Groza, o însănătoșire. Însă dacă autoritățile nu iau măsurile drastice necesare pentru gestionarea crizei, o să moară oameni. Noi punem pe butuci un sistem întreg de gestionare a frontierei de stat. Ceea ce dumneavoastră aici ați vorbit în studio, s-a realizat atunci? S-au închis? S-au micșorat? S-au dat aceste anchete mai des la aeroport? Au fost întocmite? Tot ceea ce ați vorbit aici, din cât îmi dau eu seama, a trecut așa printr-o urechi și a ieșit prin alta, da? Totul a fost făcut superficial și ceea ce spune domnul primar este real. Primăriile nu au informațiile sau informațiile de la frontieră vin cu o întârziere de 7-8 zile cu privire la oamenii care intră în țară. Iar oamenii care intră în țară din statele cu risc sporit sau cum din statele din zona roșie, cum o numesc eu, trebuie eu imediat duși în carantină obligatorie, nu sub supraveghere medicului sau altcineva. Deci aici înțeleg că trebuia să fie o legătură foarte strânsă între Poliția de Frontieră, între Comisia Națională de Situații Excepționale și între administratorii din localități. Spuneam și cu alte ocazii, Chișinăul este rupt de realitate, rupt de localitățile din țară. Toate aceste declarații că este o gestionare foarte bună, că se gestionează comisiile din teritoriu. Am văzut și declarațiile lui Igor Dodon, care au participat la anumite ședințe în unele raioane pentru PR politic. Nimic din asta nu se face. Nimic. Cu părere de rău o spun. Și în pericol sunt puși oamenii din prima linie. Medici, polițiști, salvatori, polițiști de frontieră. Acum statul trebuie să cheltuie bani foarte mulți
pentru dezinfectarea teritoriilor, spațiilor din diferite entități, spitale, din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Cu părere de rău, statul nu s-a gândit. Eu nu vorbesc acum de procurarea măștilor sau echipament special pentru medici. Noi am auzit azi declarația lui Chicu, care spunea că pe drum s-au pierdut vizierele. Eu vorbesc despre echipamente speciale pentru dezinfectare. Deci dumneavoastră acum confirmați că pe perioada aceasta zonele de trecere nu au fost nici măcar dezinfectate și utilizată această metodă de dezinfectare? Ele nu au fost dezinfectate în măsură în care să permită să spunem că personalul implicat se simte în siguranță. Asta eu spun cu certitudine. Eu văd ceea ce face, spre exemplu, autoritățile de frontieră din statele membre Uniunii Europene. Eu odată la două zile vorbesc cu șeful serviciului grănicier din Polonia, cu șeful serviciului grănicier din Ucraina, cu colegii mei din România, din alte state. Și eu văd ce măsuri se întreprind acolo. Încă o dată repet, în poliția de frontieră, până de ună nu aveau proceduri standarde de operare pe timp de criză epidemiologică. Ei nici până în ziua de astăzi nu au echipamente speciale pentru tot personalul. Noi ne bazăm pe asistența din exterior să vină, să le dea cineva. De ce statul nu face asta? Am să vă întreb, dar după pauză, o să-mi spuneți că acum și o să ieșim într-o pauză de publicitate și vă gândiți ca să răspundeți ce, acești oameni cu care dumneavoastră ați zis că ați comunicat, fiind infectați, de unde, care a fost sursa de infectare, dacă i-ați întrebat cum consideră ei? Și ne spuneți după pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio o emisiune importantă și discutăm astăzi cu Arcadie Covaliov, primar de Sângerei, medic de profesie, dermatolog, venerolog, și Rosian Vasiloi prin Skype, ex-șef al Poliției de Frontieră, expert în politici de securitate. Domnule Vasiloi, ziceam că o să ne spuneți care a fost sursa de îmbolnăviri, unde s-au molipsit, ce v-au transmis colegii dumneavoastră. Pentru că eu astăzi am sunat serviciul de presă a domnului Corneliu Groza să întreb care este starea dumnealui de sănătate și dacă am putea să facem o legătură telefonică, și șefa serviciului de presă a zis că nici dumneei nu o cunoaște și nu este la curent. De aceea îi dorim sănătate domnului Groza, dar vreau să înțeleg dumneavoastră ce informații aveți. Eu n-am intrat în esență și cred că n-ar fi corect acum să spun foarte multe lucruri în acest sens. Eu m-am bazat numai pe sprijinul acordat colegilor, i-am întrebat de ce au nevoie, medicamente sau ceva, și le-am recomandat, dar insistent le-am recomandat să facă cel puțin de sine stătător anchetele epidemiologice pentru ei. Uh-huh. Pentru că aici este vorba despre sănătatea celor apropiați. Uh-huh. Cred că este foarte necesar acum ca la nivelul Inspectoratului General Poliției de Frontieră să fie făcute concluziile de rigoare. Uh-huh. Să fie evitate orice posibilități de pătrundere a virusului în instituție prin proceduri standarde de operare și prin protocoale foarte stricte în acest sens. Uh-huh. Acum să dau câteva exemple. Da. Dacă și să aminte, ceva timp în urmă a fost anunțată o săptămână de odihnă pentru toți funcționarii publici. Corect. Poliția de frontieră, poliția, alte structuri, Armata Națională, fiecare zi ieșau la lucru. Care a fost esența acestui exercițiu? Și asta întrebare este cu ducerea acestor autorități. Oare nu era posibil de făcut prin rotație, prin ture, oamenii să vină la serviciu, să evite impactul sau contactul direct între persoane, pentru că ei vin cu transportul public. Acum, să spunem direct, care a fost sursa de infectare, pentru că oamenii zilnic sunt la frontieră. Poate fi și cu pasagerii, poate fi și din transportul public. Acum, ce a fost ieri, nu o să fie azi, dar mâine o să fie și încă mai greu. E persoane care vor fi infectate. Și eu nu exclud, dar eu undeva chiar sunt convins că autoritățile nu deschid toate parantezele. Asta este grav. Și un lucru important, și este bine că cel puțin presa și experții bat alarma,
este vorba despre comunicarea. Nu ascundeți realitatea. Pentru că chiar astăzi am văzut câteva cazuri semnalate când au decedat oamenii și nu au fost aceste decese puse în cifrele acestea, da? Ceale. Eu chiar astăzi am văzut comunicatele de presă, spre exemplu, a Ministerului Apărării Naționale din România, care a confirmat că mai mulți medici dintr-un spital militar de la Focșani au fost infectați, că mai mulți Ministerul Apărării a Ucrainei, că mai mulți militari sunt infectați, iar unul este un caz de deces. Ei nu ascund acest lucru. Iar oamenii o să înțeleagă atunci când voi o să fiți, și mă adresez ca autorități, transparente, nu să vă ascundeți după deget și după recomandări. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce mai propuneți sau ce activități ar trebui să mai întreprindă pe lângă faptul că a fost sonorizată această idee că trebuie să fie testați toți din prima linie și să înțeleg că până acum n-a fost testat nimeni din Poliția de Frontieră? Dar nu din Poliția de Frontieră, nici medicii nu au fost testați. Ba mai mult, eu vreau să spun că polițiștii de frontieră se duc singuri și se testează. Din banii proprii? Din banii proprii se duc și se testează și pe urmă cu certificatul că este pozitiv, pleacă la spital să-l fie luat pentru acordarea asistenței medicale. Asta e mai grav deja. Așa, dumneavoastră... Iar încă o dată, nu degeaba astăzi am scris că toți polițiștii de frontieră, cei care sunt implicați în activități de gestionare a situației, medicii, să fie testați la COVID-19. Și această testare să fie nu odată, dar cel puțin odată în săptămână. Păi da, așa și doamna de aici, epidemiolog, a menționat că odată la 7 zile trebuie testată lumea. Aici este, sau cel puțin prin asta noi putem să minimizăm impactul negativ și să apărăm pe cei care stau în prima linie. Exact. Ceea ce nu se întâmplă. Cu părere de rău. Mâine o să fie târziu, spuneam anterior despre asta. Spuneți-mi, am văzut că la fel ați făcut o postare referitor la faptul că Guvernul Republicii Moldova are în conturi circa 14 milioane de lei donații, iar spitalele raionale cer ajutoare și deschid conturi pentru a depune bani pe aceste conturi. Comentați, vă rog, această postare a dumneavoastră. Eu azi am rămas frapat despre această știre că spitalul raional din orașul meu natal, din Cantimir, a deschis conturi pentru donații ca să procure echipamente speciale. Iar tot colegii mei, Radu Marian, a făcut publică scrisoarea sau răspunsul de la Ministerul Finanțelor pe care s-a anunțat că în conturile Ministerului Finanțelor s-au donat circa 14.000 de lei. Milioane de lei, îmi cer scuze. Și spitalele acum deschid conturi. Și acum, seara, înainte de misiune, a mai apărut în coștire, nu mai țin minte în ce raion, mi se pare că Strășeni, că tot cer asistență spitalele. Ce se fac cu aceste 14 milioane de lei? Ori tot să auzim mâini declarații de la domnul Chicu că undeva pe drum s-au pierdut vizierile din China? Noi avem industria care o putem acum să o susținem. Nu să procurăm din China, dar treptat să procurăm din posibilitățile proprii, să produc viziere, este posibil de cusut diferite echipamente pentru medici, de protecție. Deja sunt instituții și agenții economici din la noi, din Republica Moldova, care fac acest lucru și asta se... doar că probabil sunt puține. Margareta, fac acest lucru, dar o fac din donațiile din partea oamenilor. Noi cu familia am făcut totul donații și această donație s-a dus pentru procurarea anumitor echipamente pentru medici. Dar nu se face asta la nivel de stat. Am înțeles. Haideți să vedem ce se întâmplă la Sângerei cu spitalul și dacă dumnealor au parte... Dar dumneavoastră rămâneți, bine? Până la finalul emisiunii stați cu noi. La dumneavoastră în Sângerei. La fel primiți din centru sau ați deschis dumneavoastră și voluntarii vă duc și la aveți spital? Aveți în vedere finanțarea? Finanțarea, da. Finanțarea este suficient. Spitalul, am înțeles că se descurcă, dar... Când a fost, apropo? Doamna ieri aici, Tatiana Zătâc, a spus că toate raioanele, conform
recomandărilor OMS au fost instruite, toți medicii din spital au fost instruite cum să se comporte în această perioadă. La noi, la spital, medicii noștri au fost instruiți. Da? Da, au fost instruiți. Da. Doresc să vă spun, înainte de a vorbi pe tema aceasta, este un moment foarte important. Noi nu speriem, noi informăm. Și trebuie să avem regulă la 3P. Prevenție, profilaxie și precauție. Iată, cine nu crede că suntem într-o criză totală, eu azi am rămas în șoc în orașul Chișinău. De ce? Măști n-am văzut. Distanță socială n-am văzut. Mai mult de 3 am văzut. De fapt, sunt în șoc. Și în orașul Chișinău avem foarte multe cazuri. Spre ce mergem noi? Și cine nu crede, mie îmi place tot timpul să arăt exemple. Și haideți să facem statistica. Ucraina, avem în Ucraina avem 45 de cazuri la 1 milion la moment. România, 268 de cazuri la 1 milion. Moldova, 430. Noi suntem înainte la Ucraina și la România. Noi suntem și în primul loc la îmbolnăvirea medicilor. Suntem în topul 50 de țări în lume acum. Acum, cine nu crede că este grav, uitați-vă ce scrie aici. Până în prezent am luptat pentru a stinge valurile epidemiei, dar acum așteptăm un tsunami la care va fi imposibil să facem față. A explicat figurat șeful provinciei vecine Seulului. Potrivit lui Leie Jaminon, un nou focar de infecție este inevitabil și trebuie pregătit pentru aceasta înainte de timp. Deci noi o să mai avem infecții și de import. Dar să știți că acum este grav și altceva. Noi, în cadrul Republicii Moldova, de acum avem în oraș import din Republica Moldova. Din Chișinău poate să vină la Sângerei, de la Sângerei poate să meargă în Bălți, de la Bălți la Sângerei, Soroca, Râșcani. Aceasta este important ca să știe populația. După ce a fost a patrulea, să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, a patrulea caz care l-am avut și doamna, această persoană a contactat cu 15 persoane și lucrători medicali, eu de fapt m-am speriat foarte mult și am venit cu propunerea la Comisia Stare Excepțională a orașului Sângerei, am abordat toți membrii care au fost disponibili în ziua aceea, dar am avut majoritate a membrilor Comisiei Stare Excepțională prin telefon, am discutat cu toți împreună cu viceprimarul, cu domnul secretar, și toți au fost de comun acord ca să investigăm toate contactele care au fost cu a patra persoană. Să evităm explozia care a fost în Ștefan Vodă. De fapt, explozia din Soroca. Și am acceptat cu toții împreună și am dispus din fondul de rezervă, fiindcă ne permite fondul de rezervă. Atâția bani, onorată doamnă, sunt în buget public. Republica Moldova, eu concluzia mea, cât sunt primar, o concluzie am în 4 luni, în 5. Moldova trebuia să fie o bomboană frumoasă, cu drumuri cu horboțâcă. Atâția bani sunt. Este necesar un singur lucru, să nu furăm. Să nu amăgim oamenii noștri din oraș și din localitățile noastre. Ei, de asta numai în cazul în care dispus, o să tăiem mâinile. Și am dispus... Nu este necesar. Este necesar de altceva. Știm ce trebuie să facem, dar o discutăm despre asta după ce se termină, după ce se termină epidemie. Acum noi nu facem politică. De fapt, noi avem politicieni, dar nu demnitari de stat. De fapt, oamenii intră în funcțiile publice și apără interesele partidelor. Corect. Asta este pericolul nostru. De fapt, noi nu murim din cauza la COVID. Noi murim din cauza la irresponsabilitatea noastră. De la până la. Deoarece, cum abordăm, care întreprindem măsuri și, de asta m-am autosesizat prompt și am propus ca să verificăm, să testăm persoanele acestea. Grație, în Bălți, de acum s-a deschis un laborator privat, adică au accesat și sunt testați, este permisiune din partea la statului și am... Din fondul de rezervă am dispus... Adică 12.500 de lei și pentru 15 persoane. 15 persoane teste să-și facă. Acum se achită toate necesare. Asta ați făcut-o legal? Da, legal. Legal, din fondul de rezervă.
Dar pentru ce să facem? Să prevenim? Uh-huh. Cât costă un tratament la o persoană? Peste 70.000? Uh-huh. Noi am acceptat 12.500 pentru 15 persoane. Și a doua zi, noi știam, lanțul epidemiologic, de fapt, la a șaptea zi, noi îl închidem. Dar nu îl închidem total. Oamenii au rămas în continuare în autoizola, uh-huh, și se recomandă la 14 zi până la 20 zi, fiindcă nimeni nu știe ce face virusul acesta. Sigur. Este o strășnicie. De la 2 zile incubația până la 20 zile. Exact. De fapt, este necesar să mai fie testați. Și ce se întâmplă acum în lume? Oamenii sunt tratați, avem două cazuri în Buzău, în România, uh-huh, unde oamenii au fost tratați, externați acasă și la 12 zi nu s-au reinfectat. Nu se știe. Dar de ce s-au reinfectat? Nu se știe ce face virusul acesta. A reapărut virus? Adică se spune, dar nimeni încă nu știe. El iese din organism total. Doamna epidemiolog a zis că se formează anticorpi. Anticorpi se formează, sunt de acord. Uh-huh. Dar sunt de unde s-a luat iarăși boala? Pe 3 luni, pe 2 săptămâni, în dependență de, da, independență de stare de sănătate organismului. Nu cred că acum pot să spună toată știința 100% ce se întâmplă cu virusul acesta. Da, sigur, pentru că este nou și nu știm în genere. Și iată, lucrurile acesta l-am făcut acum, recent, zilele acestea. Și am testat și de acum noi cunoaștem 4 cazuri. Dar așa, este altă problemă. Lanțul l-ați rupt și ați înțeles în ce situație sunteți cunoaștem și cum să luptați mai departe. Dar astăzi am fost informat de directorul Centrului Sănătate Publică, de fapt că avem un caz de import în Republica Moldova. Avem un caz, revenirea în oraș Sângerei, o persoană a revenit din altă localitate a Republicii Moldova. Uh-huh. Și de fapt a fost transportată la Bălți și astăzi noi până în seară târziu o să cunoaștem rezultatul testului. Și o să vedem de acum câte contacte a avut, n-a avut. Orașul de fapt acum aude, uh-huh, toată lumea mă aude, da, în oraș Sângerei. Putem să avem a cincea persoană infectată. Uh-huh. Deja alt lanț epidemiologic, alte contacte. Uh-huh. Iată, eu pot să vă spun așa un lucru. Noi până acum la general vorbesc. Uh-huh. Eu nu vreau să critic. Nu mă ocup cu critica. Nu mă interesează partidele. De fapt, guvernarea spune într-un fel, opoziția spune altfel. Dar haideți să stăm pe centru și unica șansă noi să ieșim acum, până acum ne-am jucat cu focul, dar acum haideți să vedem soluția. Eu, părerea mea, care este soluția? Eu pot să-mi spun părerea. Exact. Dacă până acum n-am mers într-o carantină totală a țării, cum au mers 1,5 miliarde China, acum salvarea noastră, ca să nu intrăm într-o criză economică, oamenii vin... Să nu stăm până în septembrie. Să nu stăm în septembrie, noi trebuie să testăm masiv. Domnul Vasile a spus, onorat domn, a spus că testarea persoanelor care au fost în contact, nu, testare masivă. Toți care intră în țară să fie testați, toate contactele să fie testate și ne mai vorbim de adresări de acum clinică. Nu o să avem atât de teste. Noi așteptăm 100.000 de teste. Dar noi am făcut o analiză decesurilor de ultimele 3 luni. Toate pneumoniile, decesele, uh-huh, care au fost fulminante. Uh-huh. De fapt, noi spunem că 7 martie am avut primul caz, dar noi știm cu siguranță că e primul caz? Uh-huh. Dacă noi la moment nu testăm. Și eu consider soluția noastră este testare masivă, fiindcă oamenii nu mai pot să stea în casă. Ieri am avut o explozie de sărbătoare. Bună vestiri! Orașul nu era plin, dar a mișunat. Mai multă lume au venit din exterior. Mm. Și eu am propus orașului și cer orașului și rog orașului autoizolarea la domiciliu și maximală autoizolarea orașului. Deci așa, dumneavoastră nici nu aveți acea stare pe care ați solicitat-o și o doriți de strictă Nu avem carantină. Intrare și ieșire nu este interzisă. Orașul este deschis. Dar oamenii atât de buni sunt și la chip și frumoși și la chip și la suflet și atât de înțelepți. De fapt, partenerul principal acum a apeleului Sângerei este populația. Da? Care ne-au înțeles, este receptivă, receptivă, au înțeles și autoizolare foarte bună este. Da, e clar că sunt și excepții. Uh-huh. De fapt, moartea noastră, eu am spus, nu este COVID-ul, este irresponsabilitatea. Uh-huh. La toate nivelurile. Eu așa înțeleg lucrurile. Așa. Și ultimul caz care a fost strigător la cer, ce proces verbal vi s-a întocmit și despre ce este vorba pentru oamenii ca să înțeleagă? Știți că este strigător la cer. În oraș Sângerei, de fapt, nu avem întocmite. Eu, de exemplu, în calitate de primar, nu cunosc să avem întocmite procese verbale. Oamenilor care nu COVID, respectă. Care nu respectă. Nu avem persoane. Dar eu am proces verbal. Deci primarul are și o doamnă de la primărie are. De fapt, o să vă spun, onorată doamnă, un lucru. Mi-e rușine. Noi să trăim din banii COVID-ului în Republica Moldova. Fiindcă toate amenzele acestea. Noi și așa, amenză, amendăm, dar am creat condiții. Dar oamenii tot cunosc?
Înainte de a amenda. E un fel de a-i speria, de a-i responsabiliza pe oameni. Nu o să facem ca în India să-i batem cu bâta, da. Da, sunt de acord. Bine, dar sunt de acord și eu cu dumneavoastră că exclud din faptul că am citit pe rețea de socializare că o fată se făcea sport în parcul Valea Trandafirilor și s-a apropiat de ea polițistul și i-a întocmit proces verbal și a amendat-o cu 12.000 de lei. Pentru că ea a acceptat și a fost ascultătoare. Astea sunt excepții, ești de acord. Dar la dumneavoastră ce a fost? Politică urâtă din partea la câteva persoane, e clar, Consiliul Raional, președintele, vicepreședintele și comisarul. Nu știu de ce au procedat dumnealor așa. Am întreprins măsurile necesare, le cunoașteți, le-ați audiat, le cunoaște toată lumea. După asta am hotărât, fiindcă foarte mulți vorbește despre rugăciuni, despre biserică, infectare, neinfectare și știți... Vreți să liniștiți un pic orășenii, să-i calmați, fiindcă să le dați... În istoria noastră a creștinilor am avut mai multe experiențe pe parcursul istoriei. Și știți, chiar și noi medicii, în ultima instanță, până la urmă spune că nu mai pot să fac nimic, Dumnezeu numai să le facă. O minune. Și eu m-am gândit, haideți să facem o măsură și am numit o măsură moral-spirituală anti-Covid. Am invitat preoții de la biserica noastră creștină-ortodoxă. Dar până ai invitat dumneavoastră, ei au stopat activitatea? De fapt, dumnealor se conduc dispozițiile care le au de la Chișinău, de la Metropolie. Deci dumneavoastră n-ați reușit să-i influențați ca să-i opriți? Nu. Dumnealor s-au autosesizat, erau prelucrate icoanele. Eu am mers, am arătat câteva duminici la rând, am arătat rugăciunea. Chiar la început am arătat-o pe interior și am fost acuzat că de fapt am făcut măsurile toate, dar ce cu biserica? Nu. Niciodată nu o să întreprind măsuri să închidem biserica. Deci, de fapt, acum trebuie să înțelegem clar. Nu sunt închise bisericile ca pe timp comuniștilor sovietici. Nu este închiderea și dau un răspuns foarte interesant. Pe timpul ciumii Sfântul Augustin mergea cu un ucenic printr-un oraș de ciumă. Și era o liniște mortală, dar se auzea un murmur. Și până la urmă Sfântul Augustin a spus că uite-te răutatea, dar el a spus dur, dracul. A închis bisericile, dar de fapt bunul Dumnezeu a deschis mii, sute de mii de biserici acasă. Biserica mică. S-auzea un murmur de rugăciuni. Exemplul acesta ne arată că, de fapt, în biserică poate fi numai părintele și un slujitor. Păi da. Dar asta nu s-a întâmplat de la început. De la început, nu. Și la dumneavoastră tot organizau diferite. Și-am întreprins o măsură moral-spirituală anti-Covid. Ca să liniștiți și să-i pe toată lumea să nu mai vină, am înțeles. Să filmăm măsura aceasta. Am vorbit undeva pe 22-23. Părintele mi-a spus că haideți să o facem vineri pe data de 27. La ora 8:15 ne-am înțeles să ne întâlnim la intrarea în oraș. Într-o parte doi preoți, în altă parte doi preoți, cu Preasfântă Născătoare Dumnezeu, icoana, să mergem prin oraș să... Deci nu era mai multă lume decât doi preoți. Nu, doi preoți și eu am mers. Și am rugat o persoană de la primărie să filmeze. Și am mers, eu stăteam în fața preoților cu icoană, preoții și doamna să filmeze. Când mă uit lângă mine, apare viceprimarul care vine din satul Grigorovca la Sângerei, la serviciu. A văzut mașina noastră, mașinile, de fapt toți am fost în mașini aparte. Și doamna și eu și părinții, doi măști aveți? Da. Da, eu tot timpul merg așa. Mă doare și fața de la mască, dar nu pot să evit lucrul acesta. Și am vorbit cu orașul. La noi în oraș, spre deosebire de Chișinău, oamenii sunt în mască. Eu nu spun că majoritatea, dar foarte multă lume și respectă. Respectă și distanța, se respectă și numărul. Da, a fost o explozie de unul. Și am mers noi dimineața la rugăciune. Și am stat doi preoți, eu aici și cu viceprimarul. Doamna la distanță. De fapt, eram trei grupuri până la urmă. Dar dispoziția aceasta, domnul Chicu a vociferat-o la ora 9:30 seara, la conferință de presă. Seara, despre trei persoane. Mai mult de trei persoane să nu fie. Noi la ora 8:15 eram deja la rugăciune. Ea a venit în primărie prin electronic. Seara eu n-am privit. Unu. Doi. Am mers și chiar dacă era dispoziția aceasta, noi n-am încălcat. N-am încălcat, fiindcă n-am fost după cum cere. Și am venit la 9:30, ne-am autosizat, la ora 13 iar am avut ședința Comisiei Stare Excepțională, când seara părintele vine și îngrijorat, trebuie să achităm 22.500 de lei. Părinte, dacă mai ajungem și la așa ceva, că să fiți dumneavoastră taxați neîncălcând, eu înțeleg când încalci legea. Eu sunt ascultător de lege. Dacă am încălcat, să fiu taxat pentru această acțiune. Măsură, în calitate de președinte a Comisiei Stare Excepțională.
Da, încă o dată vă întreb, repet, nou, da. La biserică vineau oameni la dumnealui până vineau, atunci? Vine, mai vineau? Da, da. Nu și-a oprit activitatea? Dispoziția a fost de la mitropolie afară să facă, la distanță socială. Și-au făcut așa până mai ieri. Acum de acum s-au conformat și se face numai părintele și cu câteva persoane și se transmite online. Dar efectul a avut acțiunea dumneavoastră? Tot orașul a ascultat rugăciunea. Au ascultat online rugăciunea, s-au rugat acasă. De fapt, așa trebuie să procedăm, să transmită online rugăciunea. Și am, când, și, dar asta a fost pe data de 27. Și nouă ni se întocmește procesul verbal pe data de cât? Alaltă ieri. Alaltă ieri. Alaltă ieri. Ce dată era? Astăzi este data de... 7 aprilie era. 7 aprilie, da. Cât timp a trecut? Și a venit polițistul, ne-a invitat la comisariat, am fost, am avut, s-a întocmit acest proces verbal, am transmis online, am spus că este o comandă politică, nu sunt de acord, nu înțeleg de ce au procedat domnii așa, de ce au făcut lucrul acesta, să obstrucționeze, să mă sperie, nu știu ce să-mi arate, în timp de război, în timp de restriști, să faci lucrurile acestea, să obstrucționez o comisie care lucrează în oraș. Și parcă ne-am făcut datoria la justa valoare. De fapt, am fost în serviciu. Am fost în calitate de președinte a Comisiei Stare Excepțională. Eu în timpul zilei pot să mă apropii și să te iei 10 oameni. Și să le fac observații, să meargă acasă. Pot fi mai multe persoane. Nu știu. Dar eu consider că e o comandă politică și politica au acționat lucrul oamenii aceștia să grijesc de politică, dar nu să grijesc de starea noastră și de fapt este vorba despre viață și moarte. Aveți sau nu comunicare mai departe cu președintele raionului și cum mai nu ne-am mai întâlnit atunci? Nu ne-am mai întâlnit din ziua când de acum am intrat în prima săptămână, când toată țara a intrat în, nu în carantină, dar toți bugetarii au stat acasă. N-am mai avut ședința Comisiei Stare Excepționale Raională, n-am avut celula de criză, n-am fost invitat eu. Nu știu, poate a fost. Poate a fost, poate a fost. Nu, dar nu știu, mi se pare că n-au fost, fiindcă sunt într-un grup în Viber, lucrurile acestea. Se tem de transparență, dar de fapt eu acum spun că soluția noastră este prevenția, profilaxia, care ne costă cu mult mai puțin și nu o să cheltuim banii aceștia, fiindcă dacă o să ajungem noi să închidem țara, că nu o să avem, parcă ne-am grijit că să avem 28.000 de infecții. Așa se spune că este... Nu că mai sunat încă o cifră, 32.000 și deja. De acum 32? Da. Da? Dar eu aș vrea să ne oprim acum, la 1.000 câte noi avem. Să ne oprim. Dar putem să ne oprim. Dacă o să fie prevenție masivă prin testare masivă, a doua e transparență masivă și a treia solidaritate. Să terminăm cu politica. Să încetăm atacurile acestea. Oamenii se grijesc ce o să facă după asta și cine o să câștige și cum o să voteze și cine o să voteze. Asta e cel mai grav, da. Dar nu, e grav, e grav. Și vedem cum fac statele vecine. Cum interacționează statele. Ar fi bine ca și noi să interacționăm, toate propunerile să fie binevenite și să ne întâlnim cu toții împreună, la nivel de raion, la nivel de țară, toate ideile să fie spuse, auzite și să procedăm cu măsuri strict acum necesare. Să nu uităm că acest virus este un inamic foarte perfid. Omul nici nu știe că este infectat. Da, și eu un pic, onorată doamnă, un pic mult am lucrat cu profilaxia anti-SIDA. Am lucrat toată viața, am realizat proiecte, m-am întâlnit cu copiii în țara aceasta și am vorbit ce înseamnă SIDA și le spuneam încă din 95, nu luați sticla unul de la altul și nu beți apă unul după altul. Nu faceți lucrul acesta. Helicobacterul se transmite și alte infecții se transmit și toate lucrurile acestea. Am lucrat în lanțuri epidemiologice cu bolile rușinoase. De fapt, aceasta nu este o boală rușinoasă. Și noi nu trebuie să spunem care este persoana din oraș. Nu trebuie să o numim. Dar rugăm ca persoanele de sine stătător pot să vorbească. Și să spună, eu sunt infectat. Și toată lumea să știe, toate contactele s-au autosesizat. Nu există prim-ministru, chestia asta. Da, prim-ministru Angliei știm că este... Ne speriem, fugim unul de altul, ne rușine, ne izolăm, ne speriem. Parcă suntem... Eu chiar asta nu pot percepe. Cred că... Nu știu. Dar știți de unde vine chestiunea aceasta? Din lipsa transparenței. Lipsa transparenței. Oamenii trebuie să cunoască toți pașii noștri ce facem. Corect. Toți pașii. Nu noi să ne ajutăm unul pe altul, să știm la ce etapă se află. Este asimptomatic, este grav. Cu ce să-l ajutăm? Ce medicamente să-i dăm? Dar noi ne speriem și fugim unul de altul. Eu nu înțeleg. Este o infecție care se transmite prin aer. Contact direct, indirect. Pe suprafață poți să trăiască acest virus și până la 17 zile. În Statele Unite s-a depistat pe un vapor. Până la 17 zile poți fi închipuiți.
Noi trebuie să prelucrăm, noi trebuie să facem dezinfecție totală acasă. Dar cea mai mare problemă care acum ne paște pe noi, criza economică, criza oamenilor, insuficiență. În fața primăriei stă o doamnă și se plânge cu lacrimi de crocodil și se spună, eu în sensul bun am avut în vedere, foarte plângea și spunea, dați-mi să lucrez undeva. Eu nu lucrez, bărbatul de la Drag Selmai nu lucrează, ce să fac eu? De unde să iau întreținere? Și solidaritatea... Aici ce o să facem noi? La ce o să ce facem? Noi, de fapt, acei care suntem din administrațiile publice locale de acolo, din provincie, acolo unde s-a născut veșnicia, acolo unde s-a născut veșnicia, suntem puși în fața la oameni. Da, s-au primit măsurile acestea economice. Dar s-au întors foarte multă lume, sezonierii, oamenii care au muncit și ei nu se mai meargă înapoi. Nu se mai meargă. Rămânem toți acasă. Locuri de muncă n-avem. Ce facem noi? De ce este necesar să cheltuim acum, să scotocim din rezervele statului miliardul? Când s-a furat miliardul, s-a găsit, dar acum un miliard nu găsim și să testăm toată țara. Să testăm pe toți oamenii și să ieșim la serviciu. Și să fie testați oamenii. Și cunoaștem că nu are. Care are simptome, intră în autoizolare. Fiindcă noi nu o să ne izbăvim de chestiunea aceasta. Dar aici solidaritatea oamenilor, ajutorarea oamenilor. Sunt foarte mulți oameni care ajută alți oameni. Am fost contactat din exterior, din Anglia, într-o bună zi, ce face transparența. Acum o să declar pentru toată lumea. M-a telefonat o doamnă cu respect și îmi spune că, uite, am privit, nici nu vă cunosc, domn primar, dar ceea ce faceți este foarte bine, chiar mi-a plăcut. Noi vrem în Anglia, diaspora noastră, oamenii noștri din Moldova care trăiesc acolo să vă ajutăm. Să vă ajutăm pe dumneavoastră în oraș Sângerei. Și atât noi am câștigat 11.000 de lei zilele acestea și facem 40 de colete și noi astăzi de acum a 20-a colet am dat-o. Și în premieră spun ce faceți cu oamenii care, de exemplu, eu știu la noi în localitate, în Sângera, este așa situație. Familiile care au rămas doar moldoveni în străinătate, ei nu toți au venit înapoi. E grav. Și ei nu știu cum să transmită banii familiilor sale pentru că nu ai voie să ieși din casă. Aveți posibilitatea să cum îi finanțați oamenii aceștia? Îi cunoașteți? Aveți ajutor pentru ei? Știți cum am procedat? Și am spus-o și în... Pentru că nu cred că aveți bancomate, nu cred că lucrează băncile. Cum își transmite banii? În toată seara discut cu orașul. Și am convenit în felul următor. Vă deranjează cineva, cred că... Da, scuzați. Oamenii așteaptă, nu știu care e situația în Sângerei. Așteaptă, fiindcă la orele 9 eu ies... Domnul Covaliov e la TVC 21, așteptați. Da, dați să vă spun. Am intervenit în felul următor și am spus, oameni buni, noi acum ajutăm după necesitate, urgență. Ca la salvare. Astăzi au telefonat, nu are cu ce străiască, am mers la farmacie, am luat două cutii pentru o lună de zile, 7 luni, sună copilul, nu are cu ce să-l hrănească. Laptele mamei nu este. Am luat două cutii, o să le achităm. O să achităm din primărie. După aceasta am telefonat părintele pastor de la Biserica Baptistă. La toate chemările mele, toate adresările mele am mers de vreo 4 ori. A făcut poza și mi-a expediat-o. Și urgența acum, care s-a adresat astăzi, nu lista care o avem de oameni care sunt în dificultate pe parcursul anului, care sună astăzi, acela este urgență. Și astăzi sunăm. Și după aceasta noi achităm. Vedeți cât e de bun Dumnezeu. 12.500 achităm pentru medicii noștri și a doua zi apar 11.000 din exterior. De fapt, 11.000 diaspora a achitat pentru medici. Exact. Dar 12.500 merg pentru oamenii noștri din oraș. 40 de colete merg. Și un coletă e 275 de lei. Foarte bună. Și pe parcurs avem o doamnă care... au organizat și toți oamenii care donează ceva, duce pe la casele oameni, doamna Margareta, doamna Petrov. Mai sunt oameni care donează la spital, sunt foarte mulți oameni care au donat și mănuși și Dar de, aici, dar de aici au fost dotate spitalul dumneavoastră cu mănuși, cu toate... Da, este dotat și din partea Consiliului Renal s-au dat bani. Pot să vă spun în premier, noi la Comisia Stare Excepțională a Raionului am votat și 1 milion. Acum s-a procurat 2 aparate de ventilație la spital, acum. Da. Și a treilea aparat, încă nu o să vă spun acum denumirea cu siguranță, dar 3 aparate s-au procurat pentru spital. Și practic spitalul acum se pregătește ca să primească pacienții. Eu în primele zile am reacționat foarte prompt și am spus că să fie primiți pacienții după ce o să fie instruiți. Da. Medicii să fie pregătit material, tehnico-material din toate punctele de vedere. Pentru că este o spaimă. Este și în rândurile medicilor, în colegii noștri. Medicamente, aveți de ajuns în cazul în care o să-i primiți? Sunt medicamente la spital. Sunt în direcția aceasta. Și iată, am auzit în premieră, astăzi au fost testați 2 persoane, ori 3 persoane din rândul medicilor
medicilor în cadrul gratis din partea statului. Uh-huh. Și cineva spunea că dumneavoastră 12.000 i-ați achitat pentru testarea și ați folosit banii publici. Dar eu întreb altfel, dar tot ce procurăm noi din China nu e din banii publici, nu tot e din banii noștri. Uh-huh. Gratis nimic nu este pe pământul acesta. Exact. Haideți să mai vorbim și cu domnul Rosian Vasiloi. Mai sunteți pe fir cu noi? Da. Vreau să vă întreb, ca să revenim un pic la situația pe întreaga țară, ce părere aveți despre acea fulminantă apariție a Armatei Naționale și după aceea la fel de fulminantă dispariție și acum dacă ei sunt necesari în așa situație când vedem că cifrele se măresc și am intrat în planul 4 deja de reacționare pe timp de situații de criză? Scenariul 4. Scenariul 4, da. Eu am fost cel care de mult spuneam că Armata Națională trebuie să iasă în sprijinul autorităților naționale. Numai dar nu cred că așa în formă în care a ieșit. Eu chiar și-am făcut un filmuleț în care am dat o anumită clarificare. Nu vreau să ne oprim prea mult pe asta, pentru că sunt alte subiecte care noi trebuie să le discutăm, pentru că oamenii trebuie să fie informați corect, dacă nu din partea statului. Cel puțin din partea presiei și din partea experților, inclusiv și ceea ce faceți și dumneavoastră. Eu consider că acel exercițiu, dacă aș putea așa să-l spun, a fost un PR de prost gust din partea conducerii țării, din partea lui Dodon, pentru că inițial a apărut în niște surse media care eu cel puțin cred că ele sunt afiliate Partidului Socialiștilor și abia peste ceva timp, undeva peste o oră și ceva, a apărut primul comunicat de presă din partea Ministerului Apărării în care s-a menționat, în care eu am văzut că a participat și Comandantul Suprem al Forțelor Armate Igor Dodon. Asta au deschis toate parantezele și am înțeles că de fapt asta a fost un PR și acele explicații pe care le-a dat Ministrul Apărării, domnul Pânzar, nu vreau să le comentez, și-a asumat răspunderea pentru ceea ce a făcut. Nu știu dacă asta este ok, pentru că pe mine mai mult mă deranjează altceva. Păi da, este necesară armata pentru a menține această ordine? Unde au dispărut carabinierii de la stații și deja prin Chișinău nu mai vezi, parcă e o zi obișnuită? Și ce se întâmplă cu acele permise de care noi le-am primit toți, dar nu le mai utilizăm? De unde s-a defectat acel mecanism de coordonare a populației și de menținerea ordinii? Dar despre asta și vorbim noi astăzi, Margareta și dragi privitori. Pentru că situația nu se gestionează la modul cuvenit. Primele vreo câteva zile toți erau pe străzi. Bine, că până la urmă aceste mitraliere de calibru mare au dispărut de pe blindate. Dar militarii și carabinierii nu trebuie să dispară. Acum nouă ni se spune că militarii și carabinierii sunt implicați în gestionarea situației cu localitățile care sunt în carantină. Uh-huh. Dar ei nu trebuie să dispară de pe străzile orașului. Pentru că, iarăși, sarcina de bază în acest sens, în această perioadă, este sensibilizarea populației și nu prin ca să-i inducem pe ei la frică, dar să-i sensibilizăm, să-i pregătim, să-i educăm dacă doriți. Să nu stea prea mult afară. Eu zilnic văd, pentru că stăm la bloc, etajul 15, câți oameni îmblă pe străzi. Eu îmi permit odată în 4 zile să ies la market să fac cumpărături pentru familie și odată în 2 săptămâni fac plinul și plec și aprovizionez cu produse părinții care sunt la țară. Cu alte ocazii, noi nu ieșim din casă. Păi, dar noi suntem puțini care avem așa responsabilitate, domnul Vasiloi. Ceilalți, de ce procedează altfel? Au pierdut încrederea în guvernare? Nu mai consideră că toate măsurile luate sunt benefice? Unde e ruptura? Cuvântul cheie, încredere. Și asta foarte bine e menționat-o. Cetățenii nu au încredere în această guvernare. Pentru că această guvernare ne minte cu nerușinare, cu irresponsabilitate și cu un cinism fără precedent. Asumându-și un exemplu, guvernul Chicuș a asumat răspunderea pe un pachet de legi și prin care se ascund scheme promovate de anumiți actori politici și actori financiari. Spuneți.
Asta este, nu știu, eu cel puțin din punct de vedere profesional, să întorci tu activitatea duty free-urilor la intrare în țară, asta este, nu știu, o crimă. Prin asta se întorc schemele. Eu am vorbit despre aceste scheme când am depus cerere de demisie și l-am rugat atunci și l-am sensibilizat pe ministru Voicu asupra acestor aspecte. Eu am vorbit la ceva timp după demisia mea despre schemele, se întorc. Eu acum o spun cu toată responsabilitatea, schemele s-au întors. Chiar și pe timp de pandemie, încă o dată repet, oamenii nu au încredere în această guvernare. Încrederea ca element de scăpare a fost acea ședință a Parlamentului și astăzi comentariu, adică declarația domnului Chicu privind anularea de către Curtea Constituțională a legii pe care și-a asumat-o guvernul. Vorbiți și despre aceste două momente? Eu vorbesc inclusiv și despre asta. Pentru că, în primul rând, guvernul Chicu nu a respectat toate procedurile care sunt prescrise în Constituție și în jurisprudența Curții Constituționale în materie de angajare a răspunderii guvernului. În flagrant a încălcat toate aceste proceduri și, pe lângă asta, a promovat în acel proiect de lege acele scheme pe scutirea de taxe a magazinilor de tufrie, etc. Și astăzi el spune că e din vina deputaților din blocul acum sau alți deputați. Opoziția e de vină. Da, asta este încă o dată. Situația este atât de gravă. Pentru că eu nu exclud că toată această situație cu Curtea Constituțională este un spectacol regizat de prost gust. Păi da, de asta, domnul Rosean Vasiloi, noi ce peste noapte cumva s-au schimbat membrii din Curtea Constituțională și până acum ei dădeau tot timpul votul de încredere la toate deciziile socialiștilor și acum ei au dat împotrivă și au spus nu? Eu asta îmi pun întrebarea. Păi despre asta și este vorba, eu asta și spun. Este un spectacol de prost gust. Pentru că prin asta se încearcă să distragă atenția asupra problemelor în care se află Republica Moldova. Acum noi să ne jucăm cu Curtea Constituțională vreo câteva zile, până luni cel puțin, și tot o să vorbească despre asta. Iar medicii, cum au fost neglijați, așa și rămân. Eu mâini plec în sudul Republicii Moldova cu un mic ajutor pentru unul din spitalele despre care astăzi eu am vorbit. Sper să reușesc acest lucru, să-l fac. Iar guvernul Chicu așteaptă pară mălăiață sau echipamentul care undeva s-a pierdut prin drum din China până în Republica Moldova. Ei n-au curajul și n-au simțul, cel puțin bunul simț, să achite o cursă charter. Nu poți achita, cere asistență de la NATO, cere asistență de la partenerii noștri și întotdeauna ei vor face acest lucru. Eu nu vreau să deschid acum toate parantezele, nu voi vorbi despre asta. Dar în toată această perioadă, eu împreună cu colegii am ajutat sute de oameni să revină acasă. Și o să vină timpul când o să vorbim despre asta, pentru că această guvernare nu a făcut tot ce îi stă în putere, ce poate să facă. Da, dumneavoastră știu că ați contribuit la deblocarea situației acelor mașini autospeciale care stăteau la graniță, da? Și nu puteau să vină vreo 30 de... Nu numai este acest caz și acolo nu s-a implicat numai Vasiloi, acolo s-a implicat mai mulți, inclusiv și Ministerul de Externe. Noi am încercat atunci să sensibilizăm opinia publică, să-i grăbim, să le dăm câte un șut în fund, ca ei să aibă grijă de oameni. Dar sunt încă și zeci de cazuri de astea unde noi ne-am implicat cu colegii la frontiera între Federația Rusă și Ucraina, Polonia și Ucraina. O să vină timp, o să vorbim despre asta. Dar acum, mai aveți careva informații ce se întâmplă la granițe, la frontiere și oamenii au nevoie de ajutor? Mai aveți careva alte informații? Acolo unde este posibil, noi ne implicăm. Acum, la moment, noi nu gestionăm nicio situație în acest sens. Pentru că nu, fluxul nu e atât de mare. Foarte bine m-a întrebat despre frontieră. Ieri, prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, s-a luat decizia că de mâine, de la ora 8, se deschid cel puțin două puncte de trecere la frontiera moldo-ucraineană. Este vorba despre Ocnița Sochireni și Larga Chelmenț. Așa. Cum poți tu să iei decizia să deschizi aceste puncte de trecere când ele au fost
închise și despre asta autoritățile Republicii Moldova au fost informate prin decizia Consiliului Suprem de Securitate și Apărare a Ucrainei. A fost modificată special legislația pentru asta. Și de ce le deschid? Care e viziunea noastră? Nu știu pentru ce. Scuzele sau explicațiile pe care le-am auzit eu de la domnul Chicu, ele nu sunt plauzibile. Pentru că tu poți să creezi anumite coridoare pentru marfă, dacă ai necesitate de asta. Dar nu prin două puncte de trecere. Eu nu exclud că posibil sunt careva interese meschine în acest sens. Uh-huh. Și eu chiar vreau să văd ce o să facă ei mâine la ora 8. Atunci când, spre exemplu, cetățenii, auzind acest mesaj, o să fie undeva la punctul de trecere Larga sau Ochnița-Sochiren. Pentru că eu nu am văzut încă niciun comunicat din partea autorităților, spre exemplu, din Ucraina, că aceste două puncte de trecere se deschid. Dar cum poți să facă unilateral? Tu nu poți să le deschizi în mod unilateral atunci când ele se deschid, sunt închise și tu ai convenit asta cu colegii tăi. Să spun că ele se deschid. Și aici este vorba despre nivelul de încredere, cuvântul cheie, inclusiv și în dialogul pe care îl ai tu cu partenerii din statele vecine, Ucraina și România. Dar cum credeți, cu România există vreun dialog? Ei țin legăturile sau nu prea? Din sursele dumneavoastră. La nivel diplomatic, posibil și aceste legături sunt. La nivelul autorităților de frontieră se păstrează un anumit nivel de comunicare la nivel tactic între punctele de trecere. Însă nicio legătură nu este la nivelul Chișinău-București. Am înțeles. Și pentru final, spuneți-mi care sunt măsurile, pentru că așa ați făcut-o și atunci aici, de urgență care acum, la etapa la care ne aflăm, în scenariul 4 care am ajuns, trebuie luate și cum trebuie ei să gestioneze în continuare această situație? Eu aș răspunde foarte repede prin trei puncte. În primul rând, transparență. Transparență maximă în tot ceea ce fac. În comunicare, în informare, în procurări. Asta e unul. Doi, aplicați urechea la ceea ce spune opoziția și experții. Creați un front comun. Nu divizați societatea. Întorceți-vă cu fața la oameni. Eliminați schemele din tot ceea ce faceți. Pentru că în plină pandemie să readuci schemele de contrabandă, fie în Moldova sau din Moldova, este prea de tot. În scurt timp eu voi veni cu mai multe clarificări în acest sens. Și al treilea punct. Creați proceduri standarde de operare multidimensionale pentru medici, polițiști de frontieră, pentru autorități publice locale. Coordonați toate aceste activități în comun. Eliminați politicul din această activitate. Puneți în carantină pe toți cine doriți, Dodon și alții. Puneți experții să-și facă meseria. Iar că aceste trei puncte eu le sugerez să o facă. Pentru că dacă vor prelungi să facă ceea ce fac, sau mai bine zis ceea ce nu fac, situația nu mai se va grava. Și nu vă mai ascundeți atât după recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Bine, mulțumesc tare mult, domnul Vasiloi. Eu cred că aici o să ne luăm rămas bun. Vă reamintesc că am fost în legătură cu Rosian Vasiloi, ex-șef al Poliției de Frontieră, expert în politici de securitate și spre final continuăm cu domnul Covaliov să punem accentele deja și să ne luăm rămas bun. Da, la moment, dumneavoastră, cum vedeți activitatea pe care o faceți în situația în care sunteți și ce propuneți dumneavoastră pentru ca să mențineți și să nu se mulțească numărul de îmbolnăviri la dumneavoastră în sânge? Eu o să continu transparent toată activitatea Comisiei Stare Excepțională a Orașului Sângerei. Toate așa cum ați făcut până acum și până fără ca să fiți oamenii blamat de centru și speriat de președintele raionului. Eu nu mă mai uit nici la președinte, nici la comisar, nici la vicepreședinți ce au făcut ei și cum au făcut, ne-au blamat, dar ei nici nu înțeleg cum au întărit încă mai puternic. Uh-huh. Încă mai puternic m-au făcut. Și aliatul nostru principal a primăriei sunt cetățenii. Oamenii care sunt responsabili în orașul Sângerei și responsabilitatea maximă, nu trebuie să pierdem vigilența. Și sunt sincer cu oamenii și în continuare le spun să cheltuim tot bănuțul de acasă,
dar maximal să ne autoizolăm noi acasă, maximal orașul. Și am rugat toată lumea care au dorit să vină în orașul Sângerei să renunțe la acest lucru. Numai necesitățile vitale, la spital, produse alimentare din sate. Și atât, nu veniți. De fapt, am propus carantină socială, binevolă, din partea oamenilor, să nu ieșim din oraș. Fiindcă vedeți că noi avem de acum riscul acesta de import în cadrul Republicii. Local. Aceasta este pericolul cel mai mare. Vigilența nu trebuie să o pierdem. Inamicul nu-l vedem, nu-l cunoaștem. Inamicul nostru, în continuare, trebuie să luptăm cu irresponsabilitatea la toate nivelurile, de la mic și până la mare. Responsabilitate maximă din partea cetățeanului de rând, din partea până la președinte, până la președintele Comisiei Stare Excepțională. Aici intră și președinți de raioane și comisari și toate lucrurile acestea. Să înceteze să ne atace în orașul Sângerei. Comisarul care a fost antrenat într-un proces când m-au arestat în 2005 în arestare politică în orașul Bălți. Persoana dată. Eu sunt frapat în ce participă dumnealui. Eu idei n-am la ce-ți gândește dumnealui. Să răspundă la întrebarea aceasta. Cu ce ocazie? Și încă așa vorbe. El nu mă face, dar noi nu facem. El crede că și pereții vorbesc. Și în orașul Sângerei toată lumea vorbește și transparență. Și ceea ce face el, și totul știm, toată lumea știe ce face fiecare. Să înceteze, să atace primăria în sensul acesta, să nu ne obstrucționeze activitatea Comisiei Stare Excepțională. Și orașul, în continuare, o responsabilitate maximă, prevenție maximă la nivel de țară, să trecem, dacă n-am făcut carantina, haideți să testăm. Eu pot să vă spun că eu m-am adresat statului român, am vorbit cu consulul din România în primele zile și l-am informat ce se întâmplă în orașul Sângerei, simplu, fiindcă a fost și invitatul nostru în orașul Sângerei, îl cunosc personal, l-am telefonat și l-am rugat să se adreseze pe linia Ministerului de Externe, Guvernul Român, dacă poate să ne ajute în orașul Sângerei cu teste. Răspunsul a fost, discuțiile sunt la nivel de stat, între guverni, între comisiile stare excepțională. Acesta a fost răspunsul, sincer. Adică nu avem noi acces acum la nivelul acesta. Unii autonomia noastră. De ce noi nu putem să ne adresăm în exterior ca să facem ceva în orașul nostru? De ce noi cunoaștem experiența în Germania, Bundestangul și cum acționează toate regiunile, sunt desinistătătoare. Ce-a hotărât șeriful, atât, punct, nu mai spune nimic. Ce-a hotărât primarul din New York, toată lumea în New York se supune ce-a spune primarul. La noi îi fac proces verbal. Și nu mai avem procese verbale în oraș. Noi am contestat. Am contestat, așteptăm. Ne supunem legii. O să fie judecătorii și o să pronunță sentința că trebuie să achităm, o să achităm. Ce o să facem? Și 25.000, nici nu 22.500. Au pus 500 de unități convenționale. De fapt, rugămintea mea, în continuare, toată lumea care mă aude. Da, mesajul e că aici e camera către toți locuitorii. Să fim cât mai responsabili, fiindcă acum este vorba despre viață și moarte. Și nu ne spunem despre viață și despre moarte. Fiindcă virusul acesta ne omoară. Dar cel mai strașnic este la moment, la noi, în Republica Moldova, când ne omoară irresponsabilitatea. Să fim responsabili, să facem prevenție maximă, fiindcă prevenția ne costă mai puțin și, dacă este posibil, totodată să avem și carantină. Nu numai atunci când de acum este strașnic și se închide spitalul și să introducem carantină în oraș. Să introducem când avem un caz în sat. Și atunci o să cunoaștem toate contactele, le testăm, tot importul îl testăm, toate lucrurile acestea, dacă le vom face, noi în Republica Moldova putem să oprim răspândirea coronavirusului. Și mai multă responsabilitate. De fapt, în orașul Chișinău îmi pare rău, aici am studiat, dar astăzi ce am băut, îmi pare rău, orașul Chișinău. Dar cred că irresponsabilitatea vine a oamenilor de rând, de la informarea. Apropo de măști, cum să nu purtăm noi măștele? Eu am venit în Chișinău, în mănuș, în mască și până acasă o să fiu tot așa. Și acasă mă dezbrăc, totul dezinfectat și atunci eu o să știu că n-am contactat cu nimeni, distanța noastră socială este. Și în Chișinău, Austria a dispus, Statele Unite, Trump și-a dispus că toată țara să îmbrece măștile. La început el s-a zâmbit și a spus cum să mă întâlnesc cu prim-ministrii fără mască. Ei, vedeți că mai avem și recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății că masca, și asta e greșeala și e neînțelegerea oamenilor. Că și eu am făcut o postare când am întrebat de ce doamna Dumbrăvean nu are mască. Că de aici
Deci unii pun masca pentru că OMS o recomandat, alții zic că trebuie masca, alții nu pun. Mie nu-mi place asta, pentru că oamenii îl derutează când înțeleg. Știți cum Trump a răspuns la chestiunea aceasta? Peste două săptămâni a recunoscut. De fapt, eu sunt frapat în Republica Moldova. De ce noi, autoritățile, nu putem să ne cerem iertare de la oameni? Oameni buni, scuzați, noi am greșit. Uitați-vă, noi de astăzi facem asta, asta, asta. E, Trump pentru asta cred că trebuie. Trump a recunoscut, a spus că asta este o recomandare de la Organizația Mondială a Sănătății. Dar noi hotărâm așa, Austria hotărăște așa, Slovacia hotărăște, China a hotărât așa, Austria, academicieni și oameni de știință au spus că masca să fie îmbrăcată, dar cum? Eu răspund altfel. Spuneți-mi, vă rog, onorată doamnă, noi știm cu cine ne întâlnim? Nu. Nu știm ce are omul? Nu. Distanța chiar dacă s-o păstrăm. Dar noi știm la cât ajunge discuția noastră. Da, și avem mai multe videouri din Italia care ne demonstrează cât e de bună masca în situația vigilență, în care... Cât mai multă vigilență, de la mic și până la mare. N-are importanță statutul nostru, noi vedem că toată lumea este grav afectată de, și se confruntă țări dezvoltate, Statele Unite, și nu țin piept la lucrurile acestea. Da, suntem în regie, îmi spune că gata, am epuizat tot timpul rezervat emisiunii noastre. Eu vă mulțumesc din tot sufletul, vreau să mai spun la final și cred că dumneavoastră o să mă susțineți și o să transmiteți feților bisericești din Sângerei că astăzi a avut loc la reședința metropolitană din capitală, ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova și au decis ca slujbele de florii din săptămâna patilor, precum și Sfintele Paști, să fie săvârșite conform recomandărilor în condițiile stării de urgență emise de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. În sfârșit, vom avea slujbe la distanță și focul sfânt va fi adus de la Ierusalim sâmbătă, 18 aprilie, și va fi distribuit delegațiilor, eparhiilor din cadrul mitropoliei la aeroportul internațional Chișinău. Așa, eu consider că acum este maximă atenție la ce ca să păstrăm această distanță și să ne conformăm tuturor regulilor și vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit aici, ați vorbit. Mulțumesc și eu dumneavoastră din tot sufletul, să fiți sănătoși, faceți un lucru mare. Transparența este pe primul plan, mai ales acum în starea aceasta de urgență. Exact. Și aici la TVC21 noi tot timpul vom vorbi transparent și vom spune lucrurilor pe nume și vom invita oamenii care gândesc altfel și în felul acesta vom contribui la dezvoltarea Republicii Moldova pe un alt făgaș. Eu vă doresc și dumneavoastră sănătate, transmiteți la toți din Sângerei căldura noastră de aici, din Chișinău. Vă aștept marți și joi în fiecare din aceste zile la 20:00 să discutăm aici în studioul important. La revedere! Doamne ajută! We'll be right back.